Bună, Dan! Pe 15 februarie, începând anul acesta, sărbătorim Ziua Națională a Lecturii și mă bucur că ai acceptat să sărbătorești cu noi. Bună, mulțumesc frumos că m-ați invitat! Cum ai ajuns să iubești cititul? Eu mai întâi am desenat foarte mult din cărți, adică încercam să copiez imaginile din cărți, iar în momentul în care am învățat să citesc, și am putut să înțeleg și ce voiau să spună imaginile alea, am fost și mai fascinat și citeam uh, mult mai mult decât acum, adică citeam aproape în continuu și în general cred că am citit cel mai mult din viața mea, după aia Mă rog, în perioada adolescenței am citit mult, dar nici chiar așa de mult. La vârsta asta, cumva, timpul e atât de limitat că citesc, dar mult mai puțin, dar citesc regulat. Adică, măcar am menținut obiceiul. E un moment al zilei în care prefer să citești? Mi-am dat seama că nu e dimineața. Nu e un moment al zilei neapărat, dar mi-am dat seama că dimineața sunt mai prost. Și atunci <laughs> trebuie să citesc ceva care nu e neapărat literatură, mai ales că mie îmi place literatura mai bogată, mai plină de metafore, mai plină de subînțelesuri și așa mai departe. Deci, da, după masă e un moment bun. Te-am rugat să aduci cu tine o carte pe care o iubești și ai adus ce carte ai adus cu tine? Am, am adus o carte care se numește Dulcele Bar. E scrisă de J.R. Mouringer, e un nume mai ciudat. J.R., bineînțeles, venind de la Junior, dar asta și l-a luat drept nume. Este foarte funny, cumva, pentru că este prima lui carte și este o carte de memorii. Perfect, ce, perfect. Ce vrei mai mult? Adică... El e cel care l-a ajutat și pe Agassi să, da, și să da, scrie da. autobiografia. În urma acestei cărți, adică Agassi în urma acestei cărți l-a contactat și a zis te rog eu frumos, ajută-mă să-mi scriu autobiografie. De ce a rămas cu tine cartea aceasta? Chiar e o carte foarte frumoasă, pentru că dincolo de părțile, să zicem, mai puțin fericite, pentru că el a fost părăsit de tată și a, a avut tot timpul nevoie de o figură a tatălui pe care să o urmeze, figură pe care a găsit-o în acest bar de la colțul străzii unde lucrează unchiul lui unde lucra unchiul lui Charles Și dincolo de asta zic, de neajunsul ăsta De a avea un tată care lucra într-un radio De fapt, de fiecare dată se muta dintr-o anumită zonă Și lucra la alt radio Și ăsta tot îl căuta pe frecvențe pe radio Și la un dat îmi aduc aminte că um, Chiar încearcă un dialog cu lui, Pentru că tatălui se numește Vocea da. L-auzea mai mult la radio, mai mult decât îl vedea Și la un dat încearcă un dialog Dar dialogul e la modul că Își dă seama cam cât de lui sunt pauzele dintre propozițiile lui Taicăsu și strecoară acolo ceva de la el. Ce îmi place foarte mult este că, dincolo de faptul că în carte este foarte mult vorba despre acest bar, de la capătul străzii, de la colțul străzii și de unchiul lui Charles, care este complet spân. În barul ăla nu, nu se întâlnesc oamenii doar să bea. Au tot felul de discuții interesante și dincolo de figura tatălui pe care el o regăsește în toți bărbații din barul respectiv se vorbește foarte mult despre cuvinte, despre literatură, despre tot felul de subiecte mult mai grele decât cele abordate în mod normal într-un bar. Spre exemplu, un are undeva în spatele lui pe un raft, are un dicționar. Și când nu înțelege un cuvânt, scoate dicționarul să vadă, ia stai un pic, ce e asta? <laughs> Tu faci asta? Da, bineînțeles că fac asta. Faza e că în ultimii ani am citit foarte mult și digital și am citit foarte mult și în engleză și mă ajută foarte mult la digital pentru că doar pui degetul și deja ai dicționarul acolo. Știi? Dar da, folosesc mai ales, nu știu, dacă citesc un autor de gen cărtărescu sau cineva care scrie Pleșul. mai... Pleșu! Da, stric dicționarul, dicționarul pentru că sunt cuvinte pe care noi nu le folosim în vorbirea curentă. Dar ei fiind, na, niște oameni de litere grei, normal că le știu și le folosesc, mi se pare că uh, limbajul filozofic este mult mai uh, neinterpretabil, tocmai din cauza vocabularului foarte bogat. Cartea asta nu e genul ăla de carte. Mă rog, plus că e o traducere, până la da. E o traducere foarte bună, e o traducere făcută de un uh, amic, mm -hmm. Paul Sler, Grigoriu, dacă îl știi. E un tip foarte deștept și a tradus-o foarte, foarte, foarte mișto. Ce simți că a adus în viața ta cititul? Cum te ajută? N-aș putea să-l bag la entertainment. Cititul e o necesitate, e o chestie care ne scoate un pic din... Uh, Lumea reală și ne, ne dă senzația asta de timp care se scurge altfel. E un fel de flow, dacă vrei. Și avem nevoie, da, avem nevoie de cuvinte, pentru că așa putem comunica. Ne mulțumesc mult! Eu mulțumesc! Iar pe voi vă invit să rămânem cu întrebarea: ce citim astăzi?